În comuna de Chisene a fost sfințită troița ridicată în memoria veteranilor de război, deportaților și strămutaților care au locuit în fostul sat Brătianu. Troița a fost ridicată de Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria Călăraș cu sprijinul președintelui Consiliului Județean Călăraș. În zona a fost găsit cimitirul veteranilor de război, deportaților și strămutaților, aflat într-o stare avansată de degradare. În momentul de față se curăță cimitirul și se scot la lumină crucile din bălăriile care depășesc un metru înălțime. La eveniment au fost prezente autoritățile județene și locale. Dumnezeul duhurilor și-a tot trupul care ai zdrobit moartea și pe diavolul ai surpat și ai dăruit viață lumii tale, însuți și sufletele adormiților, robilor tăi, veterani de război, deportați și strămutați care au locuit în satul Brătianu, odihnește-i, Doamne, în loc luminat, în locul verdeasă și de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală au săvârșit cu cuvântul, cu lucrul sau cu gândul. Ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor, Dumnezeu să ierte! Distinse autorități locale și județene, iubiți credincioși și credincioase, aș dori în primul rând să mulțumesc domnului președinte al Consiliului Județean pentru drumul sau calea de acces pe care a făcut-o către Mănăstirea Libertatea și nu numai către Mănăstirea Libertatea, ci mai mult decât atât, către acest cimitir, am spune noi, uitat de vreme. Marele nostru istoric, Nicolae Iorga, spunea așa: cine nu are memoria istoriei, riscă să o repete. Se pare că dumneavoastră astăzi ați contrazis această zicale a marelui istoric. Ați avut memoria istoriei și a scos la lumină aceste sfinte cruci, ridicate în memoria veteranilor de război, a deportaților și a celor care au fost strămutați în acest sat numit Brătianu. Felicit această inițiativă a dumneavoastră. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe noi toți și dumneavoastră să vă dorească multă sănătate și mult spor în toată partea cea bună. Amin. Doamne ajută! Doamne ajută! Mulțumim, părinte! Dacă ne prețuim istoria, ne prețuim eroii, veteranii, oamenii care au trecut prin acest sat, trebuie să dăm timp înapoi și să spun domnului primar Radu, unde ești, nu încoace lângă mine, pentru că e o responsabilitate a dumneavoastră. Împreună cu domnul primar Nicu Dragu, această troiță sfințită astăzi are, să spunem, dorințele în urmă cu 3-4 ani de zile. Și că astăzi e o realitate care se întâmplă la dumneavoastră în comunitate. Cimitirul e scos la lumină astăzi datorită dumneavoastră și a domnului primar Nicolae Dragu. Aducem omagiu cu această troiță sfințită astăzi. Această troiță trebuie să-ți dea obligația să-l întreții pe viitor și să dăm recunoștință celor care au trecut prin satul Brătianu, cei deportați, cei care au venit și își găsesc astăzi locul de odihnă în acest cimitir. Domnul Nicolae Dragu, împreună cu primarul și cu susținător al domniei sale, a reușit o zi care să aducă în conștiința noastră a românilor moșii, strămoșii noștri și locul care ne face să ne întâlnim, cimitirul Brătian. Ne aflăm pe teritoriul fostului sat Brătieni. Satul s-a înființat în 1898, iar deportații au fost aduși în Bărăgan în 1951 și n-au fost aici la Libertatea, ci undeva mai spre vest, în satul Oraru, care aparținea de comuna Roseți. Și pentru că mie nu-mi place să bat câmpii, am să vă dau citire și unor documente. Deci satul s-a înființat în baza legii din 7 aprilie 1889, pe moșia care nici măcar nu purta numele Brătienilor, ci se numea Moșia de Chiseni, fostă a Episcopiei Buzăului și a Mănăstirii Cernica, unde au fost rezervate 1090 de locuri de casă pentru înființarea mai multor sate, nu numai a satului Brătieni, care au fost scoase la vânzare în 1898. Pe o parte din aceste locuri au fost puși în posesie în martie 1898 locuitori ce vor forma satul Brătieni, numit după 1948 Libertate.
într-o monografie scurtă a Comunei din Chiseni, care se găsește în fondul Casa Regală de la Arhivele Naționale din București, din 1915, mi se spune că sadul Brătieni este așezat pe moșia din Chiseni-Cozlogeni, având 103 capi de familie. În 1912, cu câțiva ani mai devreme, avea doar 77 de familii, format în 1898 cu locuitori împroprietăriți. Deci numărul creștea de la an la an, pentru că cei care fuseseră împroprietăriți, deci împroprietărirea nu se făcea gratuit, loturile primite se plăteau în timp, într-un fel de rate, cum plătim noi astăzi apartamentele pe care le cumpărăm. Erau 18 cu 90 de hectare de pământ, iar restul erau veniți din diferite sate din împrejurim. El a fost desfințat în anul 1976 datorită politicii de sistematizare a satelor din România, pe care știți cu toții a dus-o Ceaușescu. El are o istorie aproape identică cu satul Radu Negru, care tot cam în aceeași perioadă a fost dezafectat. Biserica de la Radu Negru are aceeași istorie cu biserica de la Libertatea, care a fost părăsită și a devenit adăpost pentru ciobanii care pășteau oile prin această zonă și pentru alte animale. Și o altă asemănare, ambele au devenit după 1990 mănăstiri. Cât privește deportații, este cunoscut faptul că în 1951 peste 40 de familii din Banat, marea majoritate, dar și din alte zone ale țării, au fost deportate în Bărăgan, care atunci a devenit Siberia României. Este o onoare pentru noi, Asociația Militarilor Veterani și Veteranilor cu Dizabilități din Teatrele de Operații, cei care au luptat pe fronturile din Balcanii de Vest, din Irak, Afganistan, să mă aflu astăzi la invitația domnului primar Dragu și... Este o cinste a noastră a veteranilor că iată că astăzi ne cinstim eroii, ne cinstim veteranii de război, înaintașii noștri.